Belgia a învins cu 2-1 Danemarca în partida din grupa B de la Euro 2020 și este calificată în optimile competiției. A fost un meci încărcat de emoție pe Parken Stadion, iar gazdele au deschis scorul repede prin Yusuf Poulsen. Apoi, în minutul 10, fotbalul s-a oprit pentru ovații la adresa lui Christian Eriksen. Danezii au continuat să domine prima repriză, fără să pună în mare pericol poarta lui Courtois. Kevin De Bruyne a intrat la pauză și a devenit decisiv. A dat pasa pentru golul de 1-1 marcat de Hazard, apoi a răsturnat scorul cu o finalizare perfectă. Danemarca a forțat egalarea, dar a avut și ghinion pe final la bara lui Bright White. Fosta campioană europeană rămâne fără punct și are nevoie de victorie în ultimul meci din grupă, cel contra Rusiei, pentru a mai spera la optimi. Belgia a pierdut un singur meci din ultimele 24 disputate în toate competițiile, 20 de victorii, 3 egaluri.